Încă din prima zi a acestui an, locuitorii zonei metropolitane vor putea călători mai ușor datorită noilor curse puse la dispoziție de către compania de transport public. 12 trasee deservesc călătorilor din localitățile Aroneanu, Ciurea, Bârnova, Holboca, Popricani, Rediu, Tomeș și Țuțora. Trasee sunt 101, 102, 104, 202, 401, 501, 503, 601, 701, 702, 801 și 803. Precizăm că itinerariile următoarelor trasee, 23, 27, 29, 41, 44, rămân neschimbate, acestea fiind acum incluse în transportul metropolitan. Proiectul se află în fază de implementare, iar în următoarea perioadă vor fi amenajate stațiile și amplasate automatele pentru bilete. Chiar stăm în zona la Holboca. Foarte bine. Vă prinde? Da, vă e bine pentru servici, da, e ok. Da, e okay, foarte până bine. Acum cu ce veneați? În... Păi era microbuze, dar așa e altfel. Va fi în folosul comunității, populației să vină, să aibă cu ce ajunge aici. Un transport în comun e foarte binevenit. Prețul unui bilet cu o călătorie pornește de la 5 lei pentru o durată de 120 minute și punct de coborâre în municipiul Iași și ajunge la 7 lei pentru o durată de 180 minute și poate fi folosit și pe raza municipiului Iași. Călătorii care vor fi găsiți fără bilet de către controlori vor fi sancționați cu 150 de lei plus o taxă specială de călătorie care se va achita pe loc în valoare de 99 de lei. Până la finalul acestui an în zona metropolitană vor mai deveni funcționale încă 18 noi trasee.